Construită în vârful unui con vulcanic la granița dintre Banat și Transilvania, cetatea Devei adună de mai bine de 750 de ani nenumărate istorii între zidurile ei. Fortificația are o primă atestare documentară la mijlocul anilor 1200. Și, evident, de la acel moment încolo, în secolele ce au urmat, aici au avut loc întâmplări care și-au pus amprenta asupra monumentului. Așadar, suntem la cetatea Devei ca să descoperim istorii ascunse. Aflată astăzi, într-un amplu proces de restaurare, cetatea Devei a dominat încă de la începuturile ei întreg arealul ce se așterne la polele versantului pe care a fost construită. Fortificația medievală a fost implicată în aproape toate evenimentele majore ale Transilvaniei, iar acest fapt se datorează în mare măsură statutului ei de cetate ce a aparținut autorităților, indiferent de forma de guvernare. Astăzi, cetatea prezintă trei structuri concentrice de formă ovală, construite pe parcursul mai multor secole. Prima dintre aceste componente a fost ridicată în timpul regelui Bela al IV-lea, moment la care vestul României era parte a regatului medieval ungar. Invazia tătară de la mijlocul anilor 1200 răvășește întreaga Europa. Se poate spune că evenimentul a schimbat radical modul în care se construiau cetățile. Mare parte din fortificații erau din lemn și din pământ. După acest moment s-a schimbat sistemul defensiv și au început să construiască fortificații de piatră pe înălțimi. Iar locul de ridicare a cetății nu a fost ales la întâmplare. Conul vulcanic pe care se situează cetatea are o foarte bună vizibilitate. Din punct de vedere strategic este un loc ideal. Cetatea Devei este la o intersecție de drumuri. Drumul de la est la vest, prin sudul Transilvaniei, care ducea înspre Occident, și drumul de la nord la sud, înspre Oradea. Și, practic, Deva este la intersecția acestor drumuri. Arheolog medievist Ionuț Codrea a participat la campaniile de cercetare ce au avut ca scop descoperirea artefactelor care aveau să completeze informațiile existente despre fortificația ridicată pe dealul Devei. Apa exista în cetate? Da. În prima incintă există două cisterne. Prima cisternă în turnul donjon circular, la baza acestuia, o cisternă săpată în stâncă. La final de secolul XVIII, turnul a fost dezafectat și a fost construită o altă cisternă pe latura de vest a cetății, unde se află și acum. Indiferent de locul unde era amplasată, într-o astfel de fortificație, sursa de apă era fundamentală. În cazul unui asediu, rezistența celor rămași între zidurile cetății depindea de multe ori și de cantitatea de apă pe care o aveau la dispoziție. La Deva, pe dealul pe care a fost ridicată cetatea, nu există vreun izvor, așa că apa era adusă din vale. Turnurile circulare au fost distruse de construcțiile ulterioare epocii medievale, iar specialiștii au putut aduna câteva informații despre acestea doar pe baza descoperirilor făcute în cadrul șantierelor arheologice. Tot arheologii au fost cei care au concluzionat în urma săpăturilor că în perioada timpurie a cetății, la poalele dealului, existau doar câteva case. Practic, în acea perioadă, Deva era mai mică decât un sat, iar oamenii acelor timpuri trebuie să fi fost impresionați de fortificația ridicată în vârf de deal. De-a lungul timpului, în jurul fortificației s-au țesut o serie de legende. În alte timpuri, oamenii locului spuneau că cetatea a fost construită de piticii ce se ascundeau în pădurile ce acoperă versanții din zonă. O altă legendă spune povestea meșterului Kelemen, care și-a sacrificat soția pentru ca cetatea să fie trainică. Este o variantă a meșterului Manole, o variantă care se întâlnește în toată zona Balcanilor. Fiecare regiune sau țară are varianta sa a acestei legende. La noi este vorba de Kelemen, Kökemöves, care s-a numit meșterul Kelemen. Ce făcea ziua, noaptea, se dărâma și a fost nevoie de un sacrificiu uman pentru a reușit să zidească cetatea.
Specialiștii au identificat pe întreg teritoriul european peste 30 de balade care au ca temă jertfa umană necesară pentru a asigura rezistența unei construcții. La Deva, balada a fost preluată din folclorul maghiar. În cazul lui Kelemen, spre deosebire de meșterul Manole, soția acestuia a fost arsă, iar cenușa a fost amestecată cu în mortarul cu care a fost zită ceatea. Și așa a rezistat. Spre cetatea Devei pleacă iar la drum. Negru ca mormântul, drumul îi pare acum. Cum sosi, zidarii în foc o aruncară și cu var cenușa i-o amestecară. Numai astfel zidul nu s-a mai surpat și în argint și aur plata li s-a dat. Așa sună versurile care descriu momentul jertfei, însă, spre deosebire de legendă, în realitate, în epoca medievală, de cele mai multe ori, sarea era folosită pentru plata meșterilor. Foarte rar se făceau plățile în bani, ci în produse, vin sau alte produse, dar cel mai important era sarea, pentru, cum am spus, sarea era doar prin sare se putea conserva alimentele. De unde venea sarea? Sarea venea practic unde este și acum, în zona Turda. Venea pe Arieș, apoi în zona Albei, Albei Iulia, trecea pe Mureș și apoi mergea înspre Seged, Dunăre și de acolo se putea merge în Amonte sau în Aval. Cele mai vechi informații despre transportul sării pe Mureș datează din perioada romană și încă de atunci au plecat din Transilvania spre Europa cantități mari de sare. Până la acest moment, sunt cunoscute puține date despre portul de pe Mureș, cel din apropierea cetății de la Deva. Cea mai cunoscută descriere a portului îi se datorează lui Evlia Celebi, celebrul istoric otoman. Orașul era frumos, avea 1000 de case, 500 de hambare, multe cârciumi și un port la Mureș, unde veneau corăbii cu mărfuri din Belgrad și din Buda, ducând de aici multă sare. Astăzi, istoricii sunt de părere că multe dintre descrierile lui Evlia Celebi sunt exagerate. Însă, chiar și așa, ele rămân importante pentru că, prin aceste prezentări, a creionat o lume despre care, până în acest moment, există puține informații. Chiar și datele care fac referire la numărul celor care se aflau în cetatea Devei la momentul vizitei sale sunt privite cu reticență. Pe lângă o descriere fabuloasă a Devei și a portului, menționează că ar fi fost în jur de 200 de soldați. La acel nivel în care erau doar primele două incinte, e un număr destul de mare. Chiar și așa, viața într-o astfel de fortificație se întâmpla după normele vremii și a statutului celor care își duceau traiul între zidurile cetății. Viața era ca zonă, adică era o garnizoană, cu siguranță aveau ajutoare, persoane care se ocupau de mâncare, reparații de haine, de astea. Săpăturile din 2008 și 2013 au scos la iveală artefacte care n-ar avea ce căuta într-o fortificație militară. Clar că era o viață activă. De la momentul perioadei de început a fortificației și până când au ajuns turcii în regiune, la cetatea Devei au avut loc evenimente care i-au transformat înfățișarea și care au amprentat definitiv istoria acestui loc. Spre exemplu, cetatea Devei și domeniul aferent au cunoscut o dezvoltare fără precedent câtă vreme s-au aflat în proprietatea lui Ioan de Hunedoara. Mai târziu, regina Izabela Zapoia cucerește cetatea cu ajutorul turcilor și își stabilește reședința aici. În secolele trecute, strategii militari considerau că cetatea Devei face parte din categoria fortificațiilor aproape imposibil de cucerit. În parte, acest fapt se datora amplasării fortificației la o înălțime considerabilă. În plus, fiecare incintă oferă o vizibilitate extraordinară asupra Văii Mureșului, Văii Streiului și până departe spre Retezat și Ținutul Pădurenilor. În epocă, cetatea Devei era considerată a fi un edificiu robust, cu șanse minime de a fi cucerit. Poate, tocmai de aceea, la finalul anilor 1500, aici este închis Francisc David. Preot reformat, cel care a fondat unitarianismul.
care se pare că a decedat în incinta, în cea de vechi, în secolul al XVI-lea. În timpul reformei? Da, s-a rupt de reforma calvină și a fondat unitarianismul și pentru asta a fost pedepsit, a fost încarcerat în cea de vechi. A fost mai mult, fiind foarte bătrân, a fost mai mult un domiciliu forțat. Francisc David este omul care, în contextul reformei protestante ce a avut loc în secolul al XVI-lea, în sânul Bisericii Catolice, a reușit să convingă autoritățile vremii să accepte oficial Biserica Unitariană din Transilvania. Această recunoaștere era o premieră mondială. Dacă la început, reformele religioase ale lui Francisc David au fost privite cu îngăduință, autoritățile s-au răzgândit în scurt timp. Iar în iunie 1579, dieta l-a condamnat la închisoare. În iulie, era deja încarcerat în cetatea Devei, iar în luna noiembrie a aceluiași an, bătrân și bolnav, Francisc David moare în închisoarea din fortăreață. Nu se știe unde a fost înmormântat, chiar au avut grijă să nu se știe unde a fost înmormântat Francisc David, pentru a nu se crea un loc de pelerinaj. Uh-huh. Dar la ora actuală, în fiecare an, la final de noiembrie, se fac ceva pelerinaj în Ceata Devei la placa comemorativă a lui Francisc David. În paralel cu toate aceste întâmplări, ce aveau loc sus la cetate, la poalele dealului era construit un conac, ce este astăzi cunoscut sub numele de Palatul Magna Curia, o clădire ridicată, se pare, în secolul al XVI-lea. Începuturile clădirii sunt puțin incerte. Sunt mărturii cum că pe la 1520 ar fi existat, apoi în 1542 regina Isabela Zapoia a călătorit și s-a oprit în Deva și ar fi stat într-o curie de la poalele cetății. Prima mențiune clară a existenței Magnei Curia datează din 1582 și este în relație directă cu capitanul garnizoanei cetății Deva. Foarte probabil, în prima fază, avea doar un singur nivel, doar parterul. La începutul secolului al XVII-lea devine reședință a lui Gabriel Bethlen, care apoi a devenit principe al Transilvaniei și a adunat domeniul cu Magna Curia soției sale. Și există scrisori din acea perioadă, din primele două decenii, în care atestă foarte clar lucrări ample, deci lucrări de un șantier mare de construcție. Gabriel Bethlen îl aduce la Deva pe arhitectul Giacomo Resti da Verna ca să supravegheze lucrările. Cel mai probabil, în această perioadă este ridicat și cel de-al doilea nivel al clădirii, ce adăpostește astăzi Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Aici ne întâlnim cu George Tadeju, care ne ajută să descoperim vechile povești ale Devei și întâmplările de la Conac. Gabriel Bethlen a reușit să construiască această clădire și să-i dea aspectul vremii respective. În perioada în care Magna Curia s-a numărat printre posesiunile familiei Bethlen, conacul de la poalele cetății Devei avea să devină scena unor evenimente interesante și mai apoi reședința unui personaj celebru în epocă. Venus de Murani, pe numele ei adevărat, Maria Seici. Ea a fost cunoscută după numele de fată, Maria Seici, deși ea a fost căsătorită de 3 ori. Cum a ajuns Maria Seici la Deva? Evident, printr-o căsătorie aranjată. Născută în Slovacia și măritată de părinți la 17 ani cu Ștefan Bethlen, nepotul lui Gabriel Bethlen, tânăra se adaptează rapid la viața de la curtea princiară de la Alba Iulia. Probabil, ca dar de nuntă, cuplul primește și domeniul Devei. Această căsnicie durează doar 5 ani, pentru că Ștefan Bethlen moare, iar Maria Seici devine văduvă. De la acel moment încolo, comportamentul tinerei a scandalizat în alta societate a vremii. În plus, familia Bethlen își dorea domeniul înapoi, fapt pe care Maria Seici l-a considerat de neconceput. Astfel, cele două părți s-au judecat ani la rând. A fost, să spun exotic, dezinvolt, liber, n-a suportat constrângeri
și s-a creat în jurul ei o poveste, oamenii deopotrivă o urau și o iubeau. Era văzută ca imorală, ea călărea un cal, la fel ca și bărbații, ce nu era admisibil în secolul al XVII-lea, ea se îmbrăca în haine bărbătești și călărea cu două pistoale la brâu, ba, uneori se spune că și cu o sabie, în fruntea unei cete de călăreți, niciodată în urma lor, era altfel. Cum nu mai era invitată la curtea de la Alba Iulia, Maria Seici își transformă reședința de la Deva într-o oază a distracției. Petreceri peste petreceri, partide de vânătoare sau de cărți, toate s-au ținut lanț 2 ani de zile. Apoi, când tânăra a realizat că nu poate susține acest stil de viață, a căutat rezolvarea impasului. Și a ales să se căsătorească cu un nobil din zona comitatului Satu Mare, István Kun. Doar că noul soț era cam prea serios, plictisitor și destul de sever pentru stilul de viață cu care se obișnuise. Așa că, destul de repede, Maria Seici se întoarce la domeniul de la Deva, scandalizând și mai mult opinia publică. În fruntea unei trupe de călăreți, unii spun că 300, alții că peste 350, mă rog, câți ori fi fost, au venit să o disciplineze și să o ia înapoi acasă. A sosit în toiul nopții, a bătut la porți și ea s-a refugiat pe un gemuleț din spatele acestei clădiri și a fugit în cetate să ceară ajutor gărzilor cetății. Garda cetății, cu care era în relații bune, cred că participau la petreceri și, mă rog, erau în relații foarte bune. Au ajutat-o și, normal că poveștile spun, legenda spune că ea a venit automat călare și în fruntea acelei gărzi și mica armata soțului a suferit o rușinoasă înfrângere, a trebuit să se retragă și să plece către Satu Mare înapoi, dar nu înainte de a jefui castelul și de a face mari stricăciuni proprietății Mariei Seici. Evident, cei doi divorțează și la câțiva ani după acest eveniment, Maria Seici se întoarce în Slovacia, la castelul Murani, acolo unde se născuse. Se căsătorește din nou, de data aceasta cu un nobil slovac. Împreună cu acesta este implicată într-un complot împotriva Habsburgilor și astfel ajunge ca ultimii ani din viață să-i trăiască modest, departe de privilegiile aristocrate și de fastul cu care fusese obișnuită în tinerețe. În 1670 a fost eliberată și până în 1679 a trăit la Köszeg, în actuala Ungarie, foarte modest. În perioada următoare a acestei povești, Magna Curia și implicit cetatea Devei are mai mulți proprietari. Dacă la conac aveau loc periodic lucrări de întreținere, la cetate, în perioada habsburgică, este propus un plan de fortificare de tip Vauban. Însă, acesta nu ajunge să fie finalizat. Când, la mijlocul anilor 1700, domeniul Devei ajunge în proprietatea lui Ioan Haller, comandantul militar al Transilvaniei, garnizoana cetății era formată doar din 2 militari. Însă Magna Curia capătă înfățișarea pe care o vedem astăzi. Sunt adăugate scara monumentală către parc, balconul de deasupra ușii, de pe fațada principală, tavanele sunt împodobite cu stucaturi și este construit tot atunci șemineul pe care sunt reprezentate cele două scuturi heraldice ale familiei Haller și ale familiei Daniel, soția sa, Zofia Daniel, fiind originară din Secuime. Deasupra celor două scuturi se află legenda păsării Phoenix și renașterea ei din cenușă. În colțurile șemineului se pot observa patru figuri exotice, morii, adică niște negrese care aveau brâul înconjurat cu pene și în spate poartă un arc. Sunt reprezentări care sunt atribuite rococoului.
Transformările politico-militare, precum și evoluția armamentului, se numără printre motivele care au dus treptat la scăderea importanței cetății de la Deva. La începutul anilor 1800, strategii militari ai Transilvaniei ajung la concluzia că fortificația nu mai corespunde cerințelor militare. Astfel, locul își pierde din importanță. Însă, după acest moment, împăratul Francisc I vizitează Transilvania și, impresionat de frumusețea locului, decide să acorde o subvenție pentru reconstrucția cetății. Lucrările de restaurare ale cetății au durat 12 ani și părea că importanța militară a cetății este redobândită. Însă, în august 1849, fortăreața este scena unei tragedii de proporții. Însemnările de la mijlocul secolului al XIX, de fapt, ne spune că, ne gândim că eram în timpul Revoluției de la 1848-49, trupele austriece, trupele imperiale, fost alungate din Deva, în cetate se aflau revoluționarii maghiari, care au hotărât că trebuie adus foarte mult armament în cetate și câteva săptămâni la rând au tot adus armament. Dar deși li s-a spus foarte clar să nu plimbe butoaiele cu pulbere, cu pipa aprinsă în gură sau să nu prăjească slănină, asta este citat din mărturii păstrate, nu au ținut cont de ele și ăsta ar fi de fapt motivul. La acel moment se aflau în cetate aproximativ 360 de soldați, dintre care doar câțiva au scăpat și aceia doar pentru că au plecat din cetate cu alte treburi. Explozia a fost devastatoare, latura de est a incintei întâi a fost dusă la ruină, latura de est a incintei a doua a dispărut complet. În oraș, foarte multă vreme, s-adunau ghiulele și mai mici și mai mari, acoperișurile au fost distruse proporțional cu apropierea de dealul cetății. După acest moment, decenii la rând, localnicii au folosit piatra din ruinele cetății pentru construcții noi. La mai bine de 750 de ani de la prima atestare documentară, cetatea Devei continuă să fie un reper important al istoriei Transilvaniei. Pe data viitoare, la alte istorii ascunse.